Bună seara, Hristos a născut! Haideți să ne ridicăm, să citim un text potrivit cu ocazia, un text despre Crăciun, deopotrivă cu un text despre invidie. Aș vrea să deschidem scripturile noastre la pagina 924 și acolo găsim în Evanghelia după Matei, de la capitolul 2, voi citi de la versetul 1 până la versetul 18, un text un pic mai lung de această dată, dar ne introduce în atmosfera acestor sărbători, fiind ultima duminică de Advent. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în visul lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat-o la pruncul pe mama lui noaptea și au plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Amin, vă rog să luați loc. Aș vrea să le mulțumesc celor din grupul de închinare, de laudă, pentru colinzile din această seară. Ne-au ajutat să ne colindăm unii pe ceilalți, colinzi de foarte bună calitate. Și aproape că m-a apucat invidia văzându-i cât de frumos cântă. M-am bucurat să ne putem colinda așa de liber în această seară, cântări vechi și noi, și au ieșit din tolbă, din arhiva lor, și lucruri noi și lucruri vechi, după cum spune Scriptura. De asemenea, am fost mirat că suntem totuși atât de mulți, știind că s-au început vacanțele și studenții au plecat. Asta înseamnă că ne interesează pe toți acest subiect pe care eu îl urăsc. Urăsc subiectul și abia am așteptat să vină seara aceasta ca să scap de el. Și vă spun imediat și de ce am așteptat atât să scap de el. Pentru că invidia este ca o buruiană. O smulgi și ca știrul, ca mohorul. Cei care ați crescut la țară știți că este acel soi de buruieni care se rănesc mâinile și întotdeauna mi-a fost ciudă pe tataia că ne punea să smulgem buruienile știind deja de mici copii că vor apărea la loc. Le smulgi, dai cu acid pe ele, le stârpești și crezi din nou. Mai ales dacă în suflet îți plouă. Dacă ești tot timpul bosuflat, în sună și sfulgeră și tot timpul uz prin fiind morocănos și tot timpul mahmur, tot timpul ursuz, sigur invidia va avea toate condițiile necesare să crească la loc.
M-am bucurat de vreo 2 ani jumătate, 3 ani aproape, că Dumnezeu m-a izbăvit de formele majore de invidie, nu de toate. Spuneam data trecută că pentru a nu fi mândru trebuie să fii ori sugar, ori bolnav de Alzheimer, într-una dintre extremele vieții. Toți suntem ispitiți de mândrie. Să știți, cu invidia nu-i la fel. Sunt oameni chiar care au scăpat de invidie și Dumnezeu mi-a făcut hatârul să cunosc cel puțin 3 persoane în viața mea care au fost eliberate de orice fel de invidie. Unul este, pe 2 dintre ei am pierdut în anul trecut, la 7 săptămâni, unul după celălalt. Unul este, și nu spun a fost, este, că este în altă parte acum. Unul a fost mentorul meu, tatăl meu spiritual, duhovnicul meu, Florea Cruceru, a murit aproape de 94 de ani, aproape, neîmpliniți. Un om pe care nu l-am văzut niciodată atins de invidie în toți anii 40 de ani cât l-am cunoscut și i-am urmărit calea în viață. Al doilea este socrul meu. Nu l-am putut imagina, și el este în altă parte acum, nu l-am putut imagina niciodată, din cât îl cunosc, uitându-se peste gard la vitele altora sau la caprele altora și fiind înciudat că sunt mai grase, mai frumoase. Și a treia persoană este cea mai apropiată mie. Am destul timp să o observ, soția mea. I-am și spus, știu că nu-i place să o pomenesc în predică, am și spus aseară, știi că mâine o să spun despre tine în predică. Să nu spui, ba o să spun că ești neinvidioasă, ba sunt. Sunt, uite că copilul lui Benny Pop e mai gras ca al nostru. Sunt tot felul de forme, după cum o să vedeți, tot felul de forme de invidie. Însă, în perioada aceasta am scăpat de formele majore de invidie. Mai întâi, în ultimii ani, Dumnezeu mi-a dăruit câteva lucruri pe care le-am cerut din adolescență. Și acum le prețuiesc foarte mult, acele lucruri. Am învățat să le prețuiesc și să mulțumesc pentru ele. Apoi, în ultimii 3 ani, Dumnezeu mi-a luat câteva lucruri. M-a înfrânt și m-a smerit. Lucruri pe care nu credeam că le voi pierde vreodată. Am fost umilit ca soț, ca tată, ca pastor și acum am învățat cumva să prețuiesc mai mult în alții ceea ce Dumnezeu mi-a luat și sper că odată îmi va da binecuvântarea să am din nou aceste lucruri. M-a binecuvântat să-mi fac ceea ce îmi place. Spun adesea colegilor, fac ceea ce îmi place și mai sunt și plătit pentru asta. Mare har, mare hatâr. Compătimesc pe toți cei care merg înciudați la servici și bleastă-mă pe Facebook ziua de luni. Nu cred că la ora actuală am ceva care să mă facă să spumec de invidie pentru vreun lucru aparte. Dar îmi urmăresc sufletul cu atenție și pentru a nu crește invidia la loc trebuie să ai tot timpul un ochi în interior, tot timpul trebuie să ai un ochi pe suflet, că altfel crește la loc. Pentru asta, de vreo 2 ani jumătate m-am apucat de ciclism. Nu există sport mai bun pentru tratarea invidiilor decât ciclismul. Pentru cei care aveți probleme cu invidia, vă sfătuiesc să vă luați o bicicletă și să intrați pe Strava. Strava, pentru cunoscători vorbesc, Strava este echivalent, este sinonim direct cu invidia. Te uiți acolo într-un programel și vezi tot ce au făcut ceilalți pe același sector de drum cu tine. Întotdeauna în ciclism ai de invidia ceva. Un cadru mai ușor, o șa mai confortabilă, o bicicletă mai scumpă. Ieri am ieșit la biciclet cu unul care avea 80 de kilograme. Știți, noi bărbații după naștere rămânem cu câteva kilograme în plus. Și trăgând alături de el și gâfâind, bineînțeles că tindea să mă apuce din nou invidia. Așa că am avut material didactic destul pentru seara de în această seară. Vineri am aflat, spre exemplu, că una dintre cărțile mele nu mai este bestseller cum a fost anul trecut și o altă carte tocmai i-a luat locul. Începuse să răsară rădăcina invidiei, dar odată cu bătrânețea se întâmplă ceva, odată ce treci de o anumită vârstă, începe să se întâmple ceva, capezi perspectivă. Cum să-l invidiezi pe acela? Este un iezuit, un călugăr iezuit care a petrecut 14 ani în pușcărie. Scrie superb, scrie ca Steinhardt. Pe blogul meu o să vă spun detalii despre carte. Cum să-l invidiez? În momentul când capezi distanță, când începi să vezi viața holistic, când înțelegi ansamblul vieții celuilalt, începi să te izbăvești de aceste invidii minore. De aceea cunosc doar 2 feluri de bătrâni. Am mai spus-o și altă dată aici.
Bătrâni care îmbătrânesc frumos, din ce în ce mai puțin din păcate, și bătrâni care îmbătrânesc urât, care sunt invidioși pe tineri și să reflectă cam în felul ăsta în vorbirea lor. Voi ăștia, dar pe vremea noastră și pe când eram noi tineri, dar, dragii mei, îmbătrânirea ar trebui să ne dea nu numai retrospectivele corecte, ci să ne ajute să privim viața din cap în cap, în așa fel încât să vedem și viețile altora într-un context mai larg. Aș vrea să facem un scurt istoric al reflectărilor asupra invidiei de la grecii antici, perioada patristică, până la moderni, să vedem ce s-a întâmplat. Nu voi intra în foarte multe detalii bibliografice, pentru că în seara aceasta aș vrea să scurtăm puțin, dacă ninge afară, să vedeți și dumneavoastră. Fica mea care a venit cu mine sigur vrea să vadă zăpadă, a vrut să mă oprească de câteva ori pe drum să o vadă mai de aproape, așa că copiii care sunt în sală vor avea ocazia să vadă zăpadă dacă va mai fi. De unde se naște invidia? Originea invidiei. Cât din invidie îi datorăm lui Dumnezeu? Invidia este fiica mândriei. De aceea ele nu pot fi concepute una fără cealaltă. Sunt ca două roți dințate care funcționează împreună. Și cei care faceți parte din generația Facebook înțelegeți foarte bine că fără exploatarea a trei dimensiuni ale ființei noastre, Facebook-ul n-ar fi avut asemenea succes. În primul rând, Facebook-ul exploatează dorința noastră de comuniune, că suntem după chipul lui Dumnezeu. Dorim să socializăm, dorim să adunăm împrejurul nostru cât mai mult, să fie aglomerație. Pentru că ne dorim să fim în compania altora. Singurătatea este unul dintre cele mai mari blesteme, probabil cel mai mare blestem pentru ființa umană. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru fiind un Dumnezeu trinitar, adică comunitate, comuniune de persoane. O singură ființă, trei persoane. Al doilea lucru pe care îl exploatează acest program, acest site de socializare, este mândria. Mă întreb și eu când s-a inventat programul ăla să poți downloada mâncărurile pe care le fotografiază unii pe Facebook și să le poți tipări la terminalul tău. Fotografiem ce mâncăm, fotografiem pe unde am fost, vacanțele, copiii, de ce nu, cu care ne mândrim, mândria. Și cel de la capătul celălalt începe să simtă invidia. Nu se poate una fără alta. Invidia este fiica mândriei, soră bună cu răutatea și ciuda și verișoară dulce cu ura. După grecii antici, omul se naște invidios. N-ai ce-i face. Tot timpul simte invidia pentru cei care sunt coegali. Pentru cei care sunt la oaltă și asemenea. De aceeași seamă. Dar există două forme de mândrie pe care grecii le-au pus în tragediile lor, și anume în momentul când omul începe să devină invidios pe zei și atunci se întâmplă hubrisul, adică păcatul fundamental pentru ei. Exemplu pe care am dat și data trecută, Prometeu. Prometeu a săvârșit acest păcat fundamental, s-a dus și a luat ceva ce aparținea numai zeilor, focul, și l-a dăruit oamenilor. Hubris. Dar se întâmplă, dacă citiți mitologia antică, se întâmplă ca zeii să devină invidioși pe oameni și atunci îi pedepsesc de asemenea. De ce sunt mari grecii? Whitehead spunea că toată cultura europeană nu este nimic altceva decât o serie de notițe de subsol la opera lui Platon. Bineînțeles, este o exagerare, dar ei sunt mari pentru că ne hrănim din cultura greacă și anumite instituții și valori culturale le-am transferat, le-am transportat în cultura noastră. Sunt mari grecii pentru că au reușit și invidia să o administreze cumva. Mai întâi în agora, aducând-o în piața publică, punând-o în discuție. Agora sau piața era locul în care fiecare spunea ce voia. De exemplu, Diogene se putea sui pe butoi și putea să facă filozofie. Cumpărai pește și ascultai filozofie. Și toate sentimentele negative și discursurile eliberatoare, discursurile catarhice, aveau loc în agora. Apoi urma tragedia greacă. Tragedia te ajuta să stai în bancă, să stai în amfiteatru din Efes, să te uiți la ce se întâmplă pe scenă și să satisfaci sentimentul de dreptate.
Când Iodip era pedepsit de zei, într-un fel te simțeai pedepsit și tu, participai la act. De aceea tragedia grecească nu era doar stai, punem haina în cui și mergem la teatru, ci era un act liturgic, un act de participare. Cel din bancă participa la tot ce se întâmpla pe scenă și era eliberat, tot așa printr-un act de respirație, de eliminare a toxinelor sufletești. Asta au spus vechii greci. Ce spunem noi dacă ne uităm în Scripturi? O să vă surprindă următoarea afirmație. Îl citez pe William Hazlitt, este citat la rândul lui de Epstein, nu scap totuși de referințe bibliografice, este o cărticică de vreo 100 de pagini, editată de editura Universității Oxford, se cheamă Invidia, din cele 7 păcate capitale, este o serie scoasă de Universitatea Oxford și Joseph Epstein este unul dintre autorii din această serie și el este specializat pe invidie. Apropo, în mediul universitar este cel mai bun mediu de studiu în care poți studia invidia. Numai în mediul artistic cred că mai poți studia invidia atât de bine, dar mediul universitar, sigur, vă spun din propria expertiză și experiență. Iată ce spune el. Invidia, alături de alte ingrediente care vin din pervertire, este generată de dragoste de dreptate. Mândria are ceva dumnezeiesc în ea. Am fost creați cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, ne spune Psalmul 8. Și dorim să fim ca Dumnezeu, dorim să ne reluăm locul. Prin mândrie dorim să ne cățărăm acolo de unde am fost aruncați și unde am fost căzuți, dorim din nou Edenul. Mândria are ceva dumnezeiesc în el pentru că, pierzând chipul și asemănarea cu Dumnezeu, dorim să ne cățărăm din nou la performanța maximală, la excelența de nevisat. De aceea uneori ne cățărăm pe cadavrele altora, ne cocoțăm pe umile altora, dorim să ieșim noi la iveală. Diavolul a reușit să pervertească această dorință extraordinară de performanță. Invidia are în rădăcina ei dragostea de dreptate. Să se facă dreptate. Tot dumnezeiesc lucru. Dintre cele 7 păcate capitale care sunt preluate, după cum am văzut la trecută din Proverbe, sunt câțiva părinți ai bisericii care au scris. Evagrie Ponticul sau Evagrie al Pontului, Ioan Casian, Grigore cel Mare le-a ordonat într-o linie care arată consecința cum decurg unul din celălalt și preferatul meu este Ioan Scăraru. Pentru cei care sunt pasionați de astfel de lecturi, Filocalia numărul 9, în traducerea, volumul 9, în traducerea lui Dumitru Săniloae, aveți Scara al lui Ioan Scăraru. Cred că este o lectură excelentă de aceste sărbători, vă aruncă în meditație asupra escaladării noastre spirituale. El pornește pe această idee că noi urcăm o scară în asemănarea noastră cu Dumnezeu și până ajungem în prezența lui Dumnezeu, unii căzând de pe treptele cele mai înalte ale scării înapoi în păcat. Apoi părinții capadocieni. Felul în care au fost enumerate de părinții bisericii aceste 7 păcate capitale nu-i la întâmplare. Primul, cel mai de seamă, este mândria, din care decurg celelalte. Apoi, nu la întâmplare, este imediat după el invidia, care este, după cum am văzut, înrudit. De ce? Pentru că invidia și mândria conlocuiesc, se potențează una pe cealaltă. Mândria este, o alăptează pe invidie și invidia își duce consecințele până la capăt prin ură și merge până la ultimele granițe. Modernii, filozofii moderni, au scris și ei despre mândrie, despre invidie, la acestea. Interesant că în perioada patristică, târzie, în Evul Mediu târziu, pentru fiecare dintre păcatele capitale a fost aleasă câte o virtute fundamentală. Știți care a fost cel mai greu de potrivit și împerecheat? Cea care ne alunecă ca un pește printre degete, invidia. Invidia, ezităm, o echivalăm, pentru că dacă reușim echivalarea, dacă reușim împerecherea, atunci înțelegem mai bine patima. Dacă reușim cu ce se tratează și care este antidotul, poate înțelegem mai bine cum putem scăpa de cădere. Pentru invidie, din ceea ce am lecturat până acum, este ezitarea între bunătate și blândețe. Acum veți zice, păi care e diferența dintre bunătate și blândețe? O să vedem imediat că este o diferență. Este cel bun. Ați cunoscut om care, despre care să zici, domnule, e bun? E așa de bun omul ăsta, care să nu fie blând?
Sau ați cunoscut om blând, despre care să nu poți spune că e bun? Este o suprapunere acolo, dar nu e același lucru. Uneori oamenii buni și blânzi pot fi confundați cu cei blegi. Unii s-au născut așa, cu mai puțin adrenalină în ei. Sunt mult mai dotați natural ca să fie călcați pe picior, să nu zică nimica. Asta nu înseamnă vorba lui C.S. Lewis. S-ar putea ca cineva să fie considerat cum să cade numai pentru că are o digestie mai bună. Faptul că te simți bine, poți să n-ai niciun Dumnezeu. Faptul că ești ok din punct de vedere fizic, asta nu te face să fii neapărat îmbunătățit din punct de vedere spiritual. Modernii adaugă la lista de păcate vechi o listă nouă și o autoare, Elda Rotor, scrie o introducere la cartea pe care am citat-o și enumeră păcatele fundamentale ale generației Facebook, generației actuale. Foarte interesantă listă, o survolez și trecem mai departe. Iată lista nouă. Avariția, cruzimea verbală. Numai cine n-a intrat într-un dialog pe internet nu știe despre ce vorbesc. Snobismul, ipocrizia, auto-îndreptățirea, cât o găsim în mediul religios, lașitatea morală. Ia faceți un experiment. Într-o stație întunecată de tramvai, atacați o doamnă. Să vedeți masculii feroce ai vremurilor de astăzi, cum așteaptă să vină mai repede tramvaiul și cum se feresc și se pare că nu vede absolut nimeni. Cum este posibil în plin București să fie violată o femeie și nimeni, după ce a fost purtată pe străzi, nimeni, niciun bărbat nu s-a găsit acolo să reacționeze cumva? Lașitatea morală și răutatea gratuită. Ce virtuți le-ar corespunde? Spre ce ar trebui să tindă generația noastră? Frugalitatea sau simplitatea în trăire. Există acum un nou trend pe internet. Se pozează oamenii cu toate lucrurile din prejurul lor, încercând să scadă lucrurile. Puteți face, cei care mai sunteți încă studenți, puteți face acest exercițiu, cele 200 de lucruri, sper să le enumerați, cele 200 de lucruri care trăiești, care te ajută să trăiești. Veți descoperi că sunt mult mai multe. Recordul, din câte știu eu, a fost a unei domnișoare care s-a pozat cu cele 100 de lucruri pe care le-a mai păstrat după ce a eliminat din prejurul lui. Să trăiești cât mai frugal, să trăiești cât mai simplu. Greu lucru. Dacă veți face acest exercițiu acasă, veți descoperi cât de binecuvântat sunteți de Dumnezeu. Cât de mare binecuvântare este să poți enumera cât de multe lucruri ți-a dăruit și nu ești conștient de asta. Dragostea pentru ceilalți, civilitatea sau politețea, respectul pentru ceilalți, amabilitatea, curăția morală, în etica muncii, spre exemplu, și puritatea sau castitatea. Eclesiast, în literatura despre invidie, se spune pe nedrept că cel mai bun caz de studiu pentru invidie sunt grupurile de femei. Nu este adevărat. Cele mai strălucite pagini despre invidie nu au fost scrise de femei. Cele mai strălucite pagini despre invidie au fost scrise, curios lucru, de bărbați burlaci. Dacă vă veți uita, de exemplu, Aristotel, care vorbește despre invidia care se transformă în admirație, Kant, invidia ne răpește bucuria de a vedea propriul bine, lăsându-l umbrit de binele altora, Schopenhauer, care scrie despre fericire, pentru că ne simțim nefericiți, oamenii nu pot suporta fericirea altora. Nietzsche, nu mai vorbesc, Kierkegaard și așa mai departe. Care este mecanismul prin care funcționează alături de mândrie invidia? Ca să înțelegem puțin, trebuie să facem disimilări, să înțelegem unde se suprapun și unde se creează distanța și să putem izola. Că dacă o lași lângă mândrie, nu poți să stârpi, nu poți cauteriza. De aceea trebuie să facem un pic de izolări ca să înțelegem ca obiect de studiu și să putem cauteriza tumoarea invidiei. Și mândria și invidia pornesc de la aceeași întrebare. De ce nu eu? De ce ăla? Dar se despar la un moment dat în dreptul a două verbe. A fi și a avea. Mândria și invidia pornesc ambele de la o incomoditate față de sine. Nu ne simțim bine în propria piele. De aceea Hristos este salvific în momentul când spune iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și primul lucru pe care îl reconstruiește după ce te-a omorât, după ce te-a
scufundat în moartea lui Hristos, după ce te-a anulat, este să-ți reconstruiască ego-ul, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune apostolul Pavel. Deci incomoditatea aceasta față de sine te face să te simți prost în propria piele, așa că nu te poți accepta așa cum ești, mândria, cu cele pe care ți le-a dăruit Dumnezeu, împrejur, invidia. Și una și cealaltă vor schimbarea. Mândria dorește schimbarea sinelui, sau cel puțin își imaginează că și-a schimbat sinele într-unul superior și este deja altul, până la maxima nebunie, până la paranoie, până la schizoidie. Invidia dorește schimbarea nu a sinelui, ci a împrejurimilor. Vă aduceți aminte povestea punguța cu doi bani? Ce se întâmplă acolo? Singurul lucru care se modifică este cei în curte. Atât. Niciunul nu se schimbă pe dinăuntru, dar se schimbă preajma. Invidia dorește cumva mâna greblă se făcu, dorește să acumuleze. În orice caz, invidia dintre toate este cea mai mizerabilă dintre toate păcatele. Nu-ți dăruiește nimic în schimb. Dacă mândria te face cumva să te simți mai confortabil în pasul următor, dacă lăcomia totuși îți dă un beneficiu temporar, dacă pentru unii desfrânarea poate părea un beneficiu temporar, invidia nu-ți dă absolut nimic, numai distrugere, numai scrâșnit din dinți. Invidia distruge lăuntrul și distruge pe celălalt în consecință. Mândria disprețuiește, invidia ucide, sigur, pe tine, te ucide și apoi pe cel invidiat, este foarte posibil. Mândria este nepăsătoare de celălalt, izolându-se până la nebunie. Invidia, în schimb, îi pasă foarte mult de celălalt, îl dorește aproape, dorește să-l ia și să-l distrugă. Invidia are multiple fațete, unele chiar bune. Există o invidie, ca să spunem așa, soft, o invidie dulce, o invidie senină, o invidie permisibilă. De exemplu, în ultimul timp petrec mai puțin în alte activități și am stat alaltă ieri, timp de 2 ore, să mă uit la Noah. Pur și simplu stau așa să mă uit. Dacă m-ar vedea cineva, ar zice că mi-am pierdut mintele. Stau și mă uit la copil și îl văd cum face așa, prin somn. Și zice, ce bine doarme. Îl invidiez, care atât de liniște. Mă uit la propriul copil și invidiez liniștea, seninătatea, faptul că doarme. Cum spune Psalmul 131, este o imagine. Ca un copil înțărcat lângă mamă sa. Așa trebuie să ne fie sufletul. Sau invidiez pe unii bătrâni, pe cei care mătrânesc frumos. Îi invidiez pentru ceea ce au, pentru seninătatea aceea și distanța, obiectivitatea pe care au căpătat-o datorită vârstei. Dar există și o invidie vulgară, rea, urâtă. Vă recomand Dostoievski, Omul din subterană. Dacă vreți să citiți Dostoievski, recomandarea mea ar fi să începeți cu această cărticică, Omul din subterană, care este o operație pe viu și fără anestezie pe sufletul uman. Este imposibil să nu-ți recunoști anumite tendințe acolo. Printre altele, Dostoievski lasă, suflecându-și mânecile și intrând în sufletul nostru, lasă să se înțeleagă că unii dintre noi suntem invidioși ca domnișoarele de onoare când îi mireasa. Să facă să bucură cu mireasa, dar să fie ele mireasa. Unii au ajuns atât de jos cu invidia încât dacă participă la o mormântare, din caz că nu sunt ei mortul, ca să fie în centru atenției. Iată ce paletă de culori are invidia, dar gândiți-vă când devine instituționalizată, gândiți-vă când devine ideologie politică ce se întâmplă. Avem 2 exemple, Marx și Hitler. Cei care am trăit în perioada comunistă ne aducem aminte care era combustibilul pentru lupta de clasă. Ce trebuia să facem în lupta de clasă? Să-i facem pe toți la fel de mizerabili. De ce să aibă ăla, mă? Regimul burghezo-moșieresc. Dacă ăla are mai mult, trebuie să fie și el la fel de sărac ca noi. Dăm totul la colectiv, ne facem toți la fel de mizerabili și săraci ca să furăm toți din același loc, de la fabrici și uzine și de la colectiv. Găsiți nenumărate analize a felului în care a funcționat marxismul cu această idee care a prins ca un foc în miriștea uscată în perioada modernă. Când diferențierea de clase s-a stabilizat, când omul de la țară a fost urbanizat și a fost adus în, la frustrarea maximală. De aceea clasa muncitoare, clasa urbanizată, sărăcită complet, a început să fie înciudată pe cei care și-au cumulat bogății. Acum să ne întoarcem puțin în contemporanitate. Recunoașteți că v-ați bucurat de arestările DNA? Eu m-am bucurat, sincer.
M-am bucurat, am zis, domnule, bine, domnule, 10 ani trebuie pentru, că s-a bucurat prea mult. Dacă ne uităm, această fațetă are și o parte de invidie de aia spurcată. Că zici, de ce, domnule, să te trăiască el mai bine? De ce să aibă el mai bine? Uite, m-a furat pe mine. Dar în același timp este ceva nobil acolo, dorința de a se face dreptate. Cât de greu le împăcăm pe cele două. Dacă ne uităm în lăuntru, dacă ne dezbrăcăm de condimentele celelalte care ne complică viața sentimentală și ne uităm strict tot sensul la aceste lucruri, vedem că în fiecare privire spre celălalt este o sămânță care poate răsări în invidia cea mai josnică. Nazismul? Invidia împotriva evreilor a fost motor al Holocaustului. Am luat interviuri supraviețuitorului pogromului de la Iași. Și din partea românilor, și din partea evreilor, atunci când s-au împlinit 70 de ani exact de la pogromul de la Iași, dragii mei. Am scris un articol pe blog cu fotografii, în urmă cu ceva timp. Articolul se intitulează așa, așa ceva nu s-a întâmplat. Pentru că nu mai privim fotografiile, vezi urciunea ființei umane maximal descrisă. Gândiți-vă că cu o zi înainte, evrei și cu români s-au salutat unii pe alții. Și au zis, ce mai faci ei? Ca la Iași. A doua zi, români au intrat în casa evreilor și le-au tăiat cu cuțitul de bucătărie gâturile. Când n-au avut curaj să săvârșească ei crima, i-au târât și i-au dus în curtea jandarmeriei și i-au predat jandarmilor și jandarmii primeau ordin. Foc, foc, foc. Până când, spun supraviețuitorii, au început să curgă râul de sânge pe sub poartă și curgea. Râul de sânge. De la împușcați. Poza de care vorbesc este cum români trec pe lângă cadavre de copii, de bărbați, de femei pe cuza vodă, stradă pe care a mers de atâtea ori. Și merg așa de pamplezir, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, rotindu-și bastoanele la plimbare. De unde a rezultat acest lucru? Haideți să ne uităm puțin, citez niște date. Gândiți-vă la succesul ocupațional al evreilor. Este imposibil să nu fi strânit invidiile. Vă dau câteva date, date de Epstein. Iată, Viena anului 1936. 90% dintre vienezi erau catolici și o parte reformați, în general creștini, 9% numai erau evrei din totalul populației. Acum ocupațiile. Avocații din Viena, 60% evrei. Medicii, 50% evrei. 90% dintre evrei ocupau toate posturile din media acelei vremi. 123 din 174 de editori de ziare și aici n-am mai numărat bancherii, comercianții, viața intelectuală și viața artistică. Iar în Berlin, spune autorul, situația nu era radical diferită. Invidia își trage seva din mândrie, mândria hrănește invidia, dar dacă mândria este mai nobilă într-un fel prin faptul că încercăm să luăm locul superiorului sau chiar locul lui Dumnezeu, dacă ea este luciferică, invidia este liniară, plană. Dacă mândria este cel puțin îndreptată spre persoană, într-o relație dialogică, invidia se concentrează pe lucruri, pe stări. Dacă putem spune că invidia este un rezultat direct al mândriei care precede orice cădere și care urmează invidie, invidia este cu totul inferioară și mult mai otrăvitoare decât mândria. Prin invidie vrei să te plasezi virtual în locul al aproapelui, să îi dorești nevasta, casa, robul, roaba. Dacă mândria se aliniază ontologiei, răspunzând întrebării ce ești, ce vrei să fii, invidia este vulgar funcționalistă. Mândria folosește comparația pentru a ne tot fugări între cele trei euri ale noastre. Euul nostalgic, ce bine era când era mire și era mai slab. Euul proiectat, de luni începe în cura de slăbire. Și euul de acum. Ei, invidia nu. Invidia ne fugărește printre lucruri. De obicei lucrurile altora. Dorindu-le, nelegitim și chiar dacă le vom fi posedat vreodată, conștiința noastră ne spune că suntem nelegitimi în acea posedare. Niciodată nu putem transforma și transfera bunul altuia spre noi, chiar dacă îl confiscăm, chiar dacă îl luăm. Când s-au făcut nu la naționalizările și
comuniștii veniți din coada satului. Se întâmplă, soția mea este din Scornicești și știu Scorniceștiul foarte bine. Știu locul de unde a venit Ceaușescu, era Vâlceaua. Vâlceaua în Oltenie este râpa de gunoi a satului, acolo era familia lui. Bineînțeles că s-a transformat, este o întreagă mitologie care s-a făcut cu casa lui. Dragii mei, când au luat acest soi de comuniști, au luat obiectele nobililor, nu știu ce să facă cu ele. Nu și le-au putut apropria. Nu au putut să devină stăpâni complet și tot timpul au trăit complexul că sunt proprietari nelegitimi. Pentru că invidia îți dă lucruri, dar nu se transformă niciodată lăuntru. De aceea invidia este cu totul devastatoare și sfârtecă ceea ce n-a mai, ce a rămas nesfârtecat de mândrie, pentru că apoi să devină destructivă și distruge totul în împrejur. Miorița este clasică aici. Miorița, să spune că este povestea noastră, nu este povestea noastră, este o poveste bulgărească, dar face parte din același spațiu, este o poveste urâtă și o afirm din nenumărate ori fără oboseală. Gândiți-vă cum este administrată invidia acolo. Auzim prin gura satului, pus în gura oii, în primul rând trebuie să te duci la medic dacă auzi oile vorbind, dar asta este o altă poveste. Gura oii, de fapt, este gura satului. Această instituție fundamentală a administrării invidiilor în satul românesc, lavița. Cei care veniți din sate, care au laviță la poartă, știți sentimentul când treci pe uliță și bună ziua, și auzi în spatele tău, ăsta a cuie, mă? Păi ia lucutare. S-a ajuns ăla, domnule, uite ce ginere are, uite ce feciore are și începe, și imediat este tratată și administrată cumva la gura satului invidiat. Auzi prin gura satului că ești invidiat. Ce face eroul nostru din Miorița? Începe să plângă. Dacă ar fi fost în Texas, ar fi rezolvat problema cu pușca. Foarte simplu, legea este să cadă jumătate din cadavru pe proprietatea ta și nimeni nu-ți face nimic. Mândria, dincolo de orice glumă, are un reper transcendent realului. Este dincolo de lucrurile acestea mărunte. Invidia, ia ființa căzută deja a altuia, o ridică la rang de urmărire, o ridici deasupra ta și în felul ăsta tu te umilești fundamental. Nu-ți dai seama că prin invidie tu devii mizerabil. Tânjești la oile celuilalt, tânjești la starea celuilalt. Dacă invidia este un fel de anticamera viciilor, invidia este următorul hol care te plasează într-un labirint din care aproape că nu mai poți ieși. Dacă mândria își are rădăcinile înainte de cădere, din dorința de a fi ca Dumnezeu, luciferică fiind, invidia este între Cain și Abel, care rămân singuri. Cain se uită la Abel, îi invidiază jertfa lui și nu cere să învețe. Frate, învață-vă și pe mine să fac eu o jertfă cum ai făcută, că să vezi și eu primim de Dumnezeu. Ce face invidia? Anihilează, distruge, anulează și nu ești cu nimic mai câștigat. Irod cel mare și pruncul cel mic. Nu-i paradoxal că Irod invidiază ce nu cunoaște? De obicei, invidia se conturează în jurul lucrurilor văzute și cunoscute. Îl vedem pe celălalt și tânjim la ce are. Știm, îl știm de aproape, e vecinul, capra vecinului, nu? Instituția caprei vecinului. Vrem capra vecinului. Dacă nu, ca în gluma, un englez, un francez și un rus sunt fața duhulețului. Vrea că este duhulețul, câte o dorință aveți dreptul fiecare. Englezul. Are vecinul meu o casă frumoasă, bine aranjată, tăiată cu stuf, frumos. Vreau una la fel, dar să-i adaugi două camere. Și să fie un pic mai înaltă. Zis și făcut. Francezul. Are vecinul meu o vie, dă cel mai bun vin, și o splendoare și are niște plantații de lavandă, vreau 2 hectare în plus din fiecare și un pic mai nobil gustul anul ăsta cu mai mult soare. Zis și făcut. Rusul. Are vecinul meu o vacă, dă cel mai bun lapte și unt de cea mai bună calitate și o vreau moartă. Dragii mei, Irod n-avea nici un motiv real să-și invidieze pruncul născut în
dreptul lui, pe teritoriul lui. Irod avea vreo 70 de ani la vremea aceea, s-a apropiat de 70 de ani. Și apropo, Irod a murit cu 4 ani înainte de Hristos. Asta ne spune că Domnul Iisus Hristos a născut cu 4 ani înainte de Hristos. Deci noi suntem în 2018, acum cel puțin. Din nou un român a greșit calculele, sau unul de origine română. A zis, lasă atât că le rezolvăm noi și a greșit, așa că avem calendarul greșit. Orice adevăr este adevărul Dumnezeu și adevărul ne face liberi. Așa că, și apropo de că ninge, de acolo n-avea cum să ningă, din două motive. Odată că în zonă ninge foarte rar, când și când ninge, dar era vară, primăvară. Cei care au crescut la țară, când stau ciobanii cu turmele în câmp? Când știi că a doua zi ai eflorescența maximă și este rouă pe iarbă și vrei ca turmele să guste iarba cea mai hrănitoare și udată încă de rouă. Nu avea cum să fie. Dacă vreți, puteți sărbători Crăciunul 6 iunie, nu greșiți cu absolut nimic. Irod ajunsese la maxim. Avea mulți ani de domnie, făcuse multe transformări în imperiu, realizări arhitecturale extraordinare, avusese peste 16 copii cunoscuți și puși în linia lui genealogică, omorâse cu mâna lui, se pare, sau prin intermediar doi, un personaj extrem de crud, arab, știa că este nelegitim în linia de domnie și este ticălos. Este rău, dar nu-i prost. Ia uitați-vă ce face. Spune că s-a tulburat. Dar de ce s-a tulburat? Ce șanse mai avea el să trăiască destul de mult să-l vadă pe acest prunc ocupându-i tronul? După mine potopul. Nu, ce mi se pare interesant la Irod este că a crezut profețiile. Le-a luat în seamă. Știa că e adevărat. Știa că se va întâmpla. Și caută să intervină în mândria lui. Caută să intervină în planurile lui Dumnezeu și să le modifice. Sfârșește în chinuri, o moarte cumplită și a lăsat în istorie amintirea masacrului inocenților. După el, invidia lui, dorința de a elimina orice potențial urmaș care să-i strige linia lui de urmaș, a creat catastrofă, moarte, plâns, bocet în ramă. Am survolat puțin câteva lucruri despre invidie, să vedem cum funcționează mândria și ce paletă de culori sumbre avem în mândrie. Aș vrea acum să luăm 5, n-aș vrea să devin rețetarist, mă feresc să devin rețetarist, aș vrea să luăm 5 posibilități și bine ar fi să ne luptăm cu toate 5. Totdeauna când vă contemplați mâna care ar vrea să pună mâna pe lucru altuia și când vă uitați la cele 5 degete, dorința mea este să aveți un instrument mnemonic să vă aduceți aminte de cele 5 modalități de luptă împotriva mândriei, împotriva invidiei. Cum ne vindecăm de invidie? 1. Să luăm și exemple. Simeon. Înțelegerea planului Dumnezeu și a planurilor în desfășurare istorică. Simeon stă în așteptare, în sfințenie, în închinare. Îi apare un prunc în brațele maică-sii, se duce țintă la el și are distanța aceea, are bătrânețea, la fel ca și Irod. Are, nu numai atât, relaxarea că acel prunc nu-i va fi niciodată concurent ca profet, ca bătrân al templului, ca învățat. Vă aduceți aminte ce a făcut Iisus la 12 ani, că a dat lecții tuturor învățaților templului. Se uită la el și dintr-o dată, în câteva cuvinte, așează corect pruncul pe el, lumea și pe Dumnezeu. Iată ce spune. Acum slobozește, stăpâne, pe robul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea ta. Stăpân, rob, mântuire. Lumea în criză. Are nevoie de acest plumb. Poziționarea lui este radicală. Nu este loc de nuanțe și negocieri. Simeon se așează în planul Dumnezeu și înțelege perfect rolul lui în istorie, acela de hârtie de turnesol în care se înălbăstrește în momentul când vede profeția împlinită a lui Dumnezeu și exaltă și începe să cânte și glorifică pe Dumnezeu că Dumnezeu i-a făcut hatâr să vadă mântuirea lui. Prima soluție pentru invidie este să-ți cunoști și să-ți recunoști
locul tău în planul lui Dumnezeu. Dacă nu-ți cunoști Creatorul, invitația mea în seara aceasta este să-L cunoști, să faci cunoștință cu Cel care te-a creat. Și El să-ți spună, uitați-vă împrejur, Petre Țuțea spunea, Dumnezeu este cu totul nedrept. Ca să aflăm asta trebuie să ieșim în stradă, să vedem că unul e mai înalt, unul e mai mic, altul e mai slab, altul e mai gras. Dumnezeu este nedrept că ne-a făcut atât de diferiți. Toți oglindim chipul Lui, dar ne transmite un mesaj. În momentul când ne-a făcut atât de diferiți pe fiecare, ne transmite mesajul că există un singur loc în lume pe care tu îl poți ocupa și nu putem ocupa doi același spațiu în același timp. Există un singur loc în lume pentru tine. Există un singur spațiu în istorie pentru tine. Există un timp potrivit pentru tine și numai pentru tine. În jurul vârstei de 14 ani, Dumnezeu a început să-mi dea palme. Când a obosit cu stânga, a început să-mi dea cu dreapta. Am fost la profil sportiv. Dorința mea era să devin pilot de aviație militară și aveam o singură probă la care eram și eu mai bun. Proba de 60 de metri plat la juniori. Și am reușit de vreo câteva ori să fiu pe locul întâi și am zis vreau să fiu. Și știți cum sunt adolescenții, la 14 ani, te uiți, eram în clasă cu campioana națională la garduri. Totdeauna când alergam eu la garduri nu scăpau măcar unul singur dărâmat. Am contractat o boală, asta m-a pus pe margine și așa de ciudă mi-a fost că Dumnezeu m-a scos de pe teren. Așa de ciudă mi-a fost că nu am putut alerga. Acum, uitându-mă retrospectiv, am văzut că Dumnezeu a început să pună ghearele în mine, să mă modeleze. Materialul prost, bineînțeles, asta i-a trebuit atâția ani. Dar începe să lucreze, să lucreze și doare și Dumnezeu te tot smulge și te tot trage din locul în care tu te simți confortabil. Firea noastră, slabă, josnică, vrea întotdeauna locul cel mai comod, acolo unde simți cel mai bine. Simți tu că poți respira în voie. Cum spunem noi, profesorii 5, ținta golanului, acolo te simți bine. Și Dumnezeu vrea să te scoată de acolo și vrea să performezi în locul în care vrea El. Moise, ești bâlbâit? Da. La oi vrei, așa-i? Da. Aia trebuie să faci lider. Dar Aron vorbește mult mai bine, aș putea fi invidios pe Aron. A, Moise? După convertire, Dumnezeu a început să mă învețe încet, încet care mi este rolul și locul pe care nimeni nu-l poate ocupa la fel de bine ca mine. Am început să mă bucur să celebrez faptul că Dumnezeu îmi face parte de acea bucurie de a face lucrul pe care numai eu îl pot face. Am renunțat să mai intru în competiții și dacă vă uitați la scena Crăciunului, am scris azi dimineață, de fapt am republicat un text mai vechi, un text despre distopic. Ce înseamnă distopic? Că ești la locul nepotrivit pentru tine, în mintea ta. Simon, Zaharia, Ioan, mama, Iosif, păstorii, magii, toți erau la alte locuri decât cele pe care ni le-am imagina, cu totul nepotrivit. În continuare acestui punct, dacă ajungeți acasă puteți citi acest text, uitați-vă la scena Lăuzei. Cum te aștept să fie o scenă a Lăuzei? La Lăuze vin femeile satului, vine mama soacră, să te învețe cum să speri copilul, vine mama, vin cumnatele, vin surorile, acolo, la Lăuză, numai femei, nu? Bărbații stau în curte și îl laudă pe cel, pe tatăl, fericit. Dar uitați-vă la Lăuză aceasta, înconjurată numai de bărbați. Niște păstori, apropo, nu erau trei, numai în colinde sunt trei, niște magi nu erau patru, nici trei, numai în colinde sunt așa. Biserica, a doua soluție, biserica, locul în care spuma invidiei se topește în comuniune, transparență și sinceritate. Pavel, ca exemplu. Invidia fiind un păcat născut în relații, nu poate fi vindecat de la locul faptei. Biserica este locul cel mai potrivit, pentru că biserica este această comunitate altfel decât oricare alta. Suntem adunați oameni de diferite vârste, de diferite istorii, cu diferite apucături. Suntem o amestecătură de oameni cum nu există alta pe pământ, biserica. Dacă nu-ți place biserica, este locul pe care ți-l refuz pentru a vindeca de această plagă sufletească, cum este invidia. De ce? Pentru că sunt două metafore care ne ajută să ne înțelegem locul și rolul în biserică. Trupul lui Hristos. În momentul când vorbim de trupul lui Hristos, aceasta ne revoluționează eclesiologia. Când ne întâlnim cu cineva, câți dintre dumneavoastră când vă întâlniți cu cineva spunem, extraordinar, ce coloană vertebrală superbă ai!
Ai putea sta în picioare fără coloană vertebrală? Nu te uiți la cineva? Are două degete de la picioare. Excelent. Știți că una dintre pedepsele antichității târzii era să li se taie deținuților degetele mari de la picioare? Știți ce se întâmplă când îți taie degetele mari de la picioare? Nu mai poți să ții echilibru cum trebuie și se modifică pentru totdeauna mersul. Merge exact ca o rață. Și toți râdeau de deținuții care aveau degetele mari tăiate de la picioare. Dragii mei, ți-ai putea imagina că în economia trupului lui Hristos ești talpă? Spate? Ficat? Pancreas? Mațe? Nu se vede, dar noi toți vrem rolul din față. Noi vrem să fim aici, să fim văzuți, vrem să fim ochi, ureche, și de asta spune Apostolul Pavel, poate să spună mâna, urechi, n-am nevoie de tine, poate să spună urechea ochiului, nu-mi trebuiești. Suntem interdependenți. Această concepție a interdependenței mă face să mă duc, și cât am fost implicat în pastorală, m-am dus la oameni și am întrebat despre păcatele lor și mi-au răspuns: dar de ce vă băgați în viața mea, pe alții nu-i vedeți? Răspunsul meu standard era: pentru că sunt egoist. De-aia mă bag în viața ta. Pentru că știu că suntem legați cu lanțuri nevăzute unul de altul, și în momentul când tu păcătuiești, precum Acan, eu pierd, pe mine mă afectează, pe mine în mod direct și familia mea. Trupul lui Hristos. Suntem legați împreună. O clădire, ca în Efeseni, o clădire care crește, o clădire dinamică. Suntem cărămizi, dincolo de tencuiala asta sunt cărămizi. Poate spune o cărămidă, nu-mi trebuiește cea deasupra, nu-mi trebuie cele de sub, și nu le suport pe cea din stânga și pe cea din dreapta. Haideți să ne depășim micile crize de imagine și să înțelegem că biserica este șansa de a înțelege perihoreza, împărtășirea, întrepătrunderea. De-a lungul timpului am făcut multe lucruri sărite din obișnuit. Mărturisesc, sunt un aventurier și am tot felul de ieșiri de astea de aventură. Am văzut acum zăpadă, vreau neapărat săptămâna asta, că tot vacanță, cu bicicleta pe zăpadă, să vedem cum se cade. Dar cea mai frumoasă aventură pe care am trăit-o este să-mi întâlnesc vrăjmașii cei mai acizi față în față. Dragii mei, este o dulce satisfacție să te întâlnești cu om care spumegă acid împotriva ta și după aceea să-l întâlnești față în față. Prima dată când era telefon spune: n-am timp. Ba, nu, n-ai timp. Ai timp să scrii despre mine și ai timp să vă înjuri la scenă deschisă. Hai, avem timp să ne întâlnim la o cafea față în față. Să facem o călătorie cu mașina. Mai mult de jumătate dintre acești fel de oameni mi-au devenit după aceea prieteni buni. Ne lipsește față către față. Întâlnirea față către față, gură către gură. Comuniunea, transparența. Iată ce îmi spune un prieten. Când începi să comunici, să dialoghezi, să împărtășești ceva cu cineva, multe se vindecă. Am constatat asta după discuții cu oameni cu care nu eram de acord. Schimbul de gânduri, dacă e sincer, este ca o împărtășire. Ți s-a întâmplat, de exemplu, să fii supărat pe cineva, să fii pornit să-l faci bucățele și la o întâlnire față către față simți cum umanitatea din el se întâlnește cu umanitatea din tine și te moi dintr-o dată. Să taie răsuflarea. Îi simți mirosul hainelor, îi vezi un defect fizic, îl vezi că își scoate ochelarii și se șterge la ochi și ai notat o lacrimă în colțul ochiului. Nu mai spun că dacă văd pe cineva plângând, îmi vine să mă dau capul de pereți și apoi îmi vine să-l îmbrățișez. Indiferent cine ar fi, să cunoști omul este într-adevăr un mare tratament de invidie. Hristos îți înlocuiește o oglindă deformării din tine însuți cu oglinda chipului tău în sângele lui. Uitați-vă la bradul acesta din decor. Este dezbrăcat complet de ornamente. Este golit complet de abțibil. Este așa cum este. Este un exercițiu de invidie, de dezintoxicare de invidie pe care l-au făcut decoratorii pentru acest brad. Să despopoțoneze, să nu se poată compara decât cu frații lui din pădure. Și în dreptul fiecărui oglinz este un alt brad. Petru Creția, în oglinzile lui, spui că fiecare oglindă reflectă o altă imagine și este altcineva. Așa suntem noi în comunitate. În momentul când ne-am plasat în comunitate, când ne ducem în biserică, ne întâlnim oglindirile și fiecare dintre frații noștri sunt bucățele de oglinz în care ne vedem altfel chipul și așa se completează. Chipul complet, de fapt, nu este al oglinzii din spatele bradului. Chipul complet al bradului, dezbrăcat de orgoliile sale, de sine, de împopoțănările care nu sunt ale lui oricum. Chipul adevărat este în fiecare dintre oglinzile acelea. Continuă, prietenul meu, care e oglinda cea mai bună. Ai văzut vreodată un chip oglindit pe o peliculă de sânge?
este sângele Domnului Iisus Hristos. În ultima vreme recitesc Patericul și Nichita Stănescu, uite ce zice el într-o rugăciune. Nu știu la ce s-a gândit și nu-mi pasă foarte tare, poezia bună e poezie, tocmai pentru că nu o pot decripta complet și păstrează un rest opac la orice hermeneutică. Citesc din Nichita Stănescu. Iartă-mă și ajută-mă și spală-mă ochiul și întoarce-mă cu fața spre invizibilul răsărit din lucruri. Iartă-mă și ajută-mă și spală-mi inima și toarnă-mi aburul sufletului printre degetele tale. Iartă-mă și ajută-mă și ridică de pe mine trupul cel nou care mi-apasă și îmi strivește trupul cel vechi. Iartă-mă și ajută-mă și ridică de pe mine îngerul negru care mi-a îndurerat caracterul. Comuniune, transparență, sinceritate. Este un exercițiu pe care numai creștinii îl pot face motivat corect, pentru că numai între creștini, prin biserică, se creează o alteritate diferită. Hristos este tot timpul prezent între noi în mod nevăzut. Dacă aș fi numai eu cu nevastă mea, conflictul dintre Cain și Abel ar exploda. Totdeauna când sunt numai doi, au două șanse să explodeze între ei Cain și Abel sau să devină una. Și întotdeauna când sunt doi, spune acolo unde sunt doi sau trei, sunt și eu în mijlocul lor. Dacă amândoi aceia îl vor fi cunoscut pe Domnul. A treia soluție pentru invidie. Blândețea ca renunțare și admirația ca metamorfoză. Care este cel mai blând om de pe pământ? Să ne readucem aminte. Moise, un criminal cu acte în regulă. Nu? N-am dreptate. Dragii mei, Moise a fost blând și a continuat să se enerveze ușor. Aduceți-vă aminte că spre sfârșitul carierii lui, după ce l-a îmblânzit Dumnezeu, tot nu s-abține să dea cu ciomagul. Dar Moise este blând și numit blând și etichetat așa de Dumnezeu pentru că a trecut un test extraordinar. După ce se revoltă cei din familia lui, după ce se revoltă poporul împotriva lui, Dumnezeu îl pune la un test aproape imposibil. Și anume îi spune, Moise, m-am săturat din nenorociți ăștia. Un popor care mă calcă pe nervi. Uite ce facem. Eu pun mâneca pe istorie, dăm poporul ăsta la o parte și facem un popor nou. Eu și cu tine, ce părere ai? Ce părere are Moise? Mai bine mă ștergi pe mine. Renunțătorul este blând. Esența blândeții lui Moise este renunțarea. De aceea spune Scriptura că renunțătorul este blând și blânzii sunt renunțători și din pricina aceasta blânzii vor moșteni pământul. Li se dă totul pentru că renunță la tot. Nu despre asta este Crăciunul. Despre cel care a hotărât să renunțe la tot și a avut într-adevăr tot. Și a luat chip de rob, renunțând la tot ceea ce era atunci, luând chip de rob. N-a renunțat la esența lui, la esența ființei lui, rămânând Dumnezeu adevărat. De aceea noi cântăm în colindă. Dumnezeu este mititel, înfășețel, în scutec de bumbăcel. Crăciunul ne arată neinvidiosul maximal, Hristos însuși. Gândiți-vă că în Apocalipsa 13:8 ne se spune că Dumnezeu și-a făcut planurile înainte de a crea lumea. Pe această idee și-a făcut lucrarea Părintele Galeriu. Mielul junghiat, și oricum ai încercat să traduci, vă spun ca unul care traduc din greacă, mielul junghiat înainte de întemeierea lumii. Vă dați seama că Dumnezeu n-a făcut, domnule, ghinion, a căzut Adam. Hai să vedem care e planul B. Planul A a fost întotdeauna junghierea mielului. Așa că, din veșnicie în veșnicie, odată cu creația și înainte de creație, a fost pregătită soluția. Și Iisus Hristos a știut. Ce a știut? Acum, având copil mic, înțelegem din nou ce a știut Domnul. Că va veni și va sta 40 de săptămâni în pântecul unei muritoare. Chiril Alexandrei spune că dumnezeirea s-a ascuns în pântecul omenescului. 40 de săptămâni. Știți că Domnul Iisus i s-a tăiat buricul? Că a avut colici. Că a fost schimbat pentru aceleași motive pentru care Noah a fost schimbat dimineață. Că s-a umilit să se lase purtat de mânuțe și învățat să meargă. El, axis mundi, stâlpul universului, că a fost lăsat să învățat și s-a învățat să vorbească de la o muritoare, el cuvântul cel mai înainte de veci. Iată ce umilință înseamnă Crăciunul. A fost legănat, a fost alăptat, a fost purtat, dependent, cu totul vulnerabil. Mă întrebam zilele astea dacă l-aș lăsa cumva pe Noah într-un colț să văd ce se întâmplă. Este atât de dependent de noi.
Nu poate face nicio mișcare de unul singur. Dacă îl lăsăm cu păturica lângă el, îl găsim cu păturica trasă peste cap. Oricând se poate sufoca, oricând poate muri. Și Hristos a fost la fel de vulnerabil. Să nu credeți că el stătea conștient. De asta ne arată creșterea în umilință. Și la 12 ani, când era perfect conștient de dumnezeirea lui, atunci vedem că el creștea în înțelepciune. Nu era mic copil, la 2-3 zile își făcea cu ochiul maică să-și vedească că știm noi cine sunt. N-a fost cu totul diferit decât tine, decât într-un singur lucru. A fost întru toate, la fel ca și noi, însă fără de păcat. Nu ajunge doar să renunți. Trebuie să-ți transformi această energie nenorocită a invidiei în admirație. Unul dintre lucrurile pe care eu le fac când am vreo invidie este că mă duc și le spun celor pe care invidiez. Este atât de relaxant. Să te duci să-i spui, uite, te invidiez. Și apoi, ce să-l invidiez pe Cadmiel? Și apoi, ce frumos cântă copilul ăsta. Și mă duc să-i spun, Dumnezeu, ce frumos cântă. Îl invidiez, cântă așa frumos? Dar este un dar și alții ca el, la fel cum Glenn Gould este un dar făcut lumii, unii vor merge în iad, Mozart, Vivaldi, Bach, Chopin și alții, Brahms, sunt daruri făcute de Dumnezeu. De ce să-i invidiez? Cum să-i invidiez? Sunt daruri făcute de Dumnezeu lumii. Sunt daruri făcute bisericii. Și dacă ai o perspectivă corectă asupra bisericii și ai o perspectivă corectă asupra escatologiei, asupra ce se va întâmpla, îți dai seama că Dumnezeu a făcut toate darurile astea ca să le adune la un moment dat împreună, prin cei mântuiți, prin cei răscumpărați, ca să ne ducă acolo unde nu va mai fi niciun fel de competiție. Și apoi de ce să-l invidiez? Îl invidiez pe unul care are voce, zice, voce frumoasă ai, te invidiez pentru vocea ta. Dar așa mă bucur că nu m-au chinuit profesorii de canto ca să plătesc prețul pe care îl plătesc ei pentru pregătire și eu oricum sunt binecuvântat. Aici se regăsește, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, pentru că Dumnezeu ți-a dat apropiați ca să te binecuvânte prin ei, să-ți facă daruri, să-ți facă cadouri prin darurile pe care le-a făcut. De ce să invidiezi darurile acelea? Ești gata să iei și prețul care vine odată cu ele? Ești gata să iei prețul de studiu care vine din practicarea lor? Nu ajungi doar să renunți. Dacă la mândrie găseam ca soluție exercițiul doxologic, la invidie găsește admirația ca soluție. Mergi și admiră. Da, admiră verbal. Noi românii, americanii știu lucrul ăsta, dar noi românii suntem foarte rezervați. Lasă, domne, că se urcă la cap. Nu. Mergi și spune-i. Mulțumesc că ați făcut lucrul ăsta excelent. Mulțumesc că ai cântat așa de frumos. Mulțumesc pentru priceperea pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Iubește-l pe aproapele. Privește din perspectiva lui Dumnezeu că l-a dat pe aproapele tău pentru ca într-o bună zi să-l răscumpere pe cel care este în biserică cu tine, escatologic, să formați o nouă comunitate. Veți fi ca el și cu el. Patru, al patrulea deget. Harul. Invidia pune întrebarea, de ce eu nu? De ce ăla? De ce eu nu? De ce eu nu am? De ce eu nu sunt? De ce eu nu? Eu ți-aș întoarce întrebarea. Dar de ce tocmai tu? Dar de ce tocmai tu te-ai trezit azi dimineață? Dar de ce tocmai tu ești normal, vezi, auzi, mergi? Un foarte bun tratament de invidie. În primul an de facultate am fost într-un azil de bătrâni. A fost o experiență pentru mine traumatizantă. Am văzut scris, internat definitiv. Să mergi într-un azil de nebuni. Să mergi la urgențe, la camera de primiri. Și să vezi aceia care sunt obligați să privească în sus. Nu au opțiunea pe care o ai tu să privești în sus. Dragul meu, nu știi să te bucuri de normal. Astăzi a fost o zi normală pentru tine. Nu e așa de plictisitor să fii normal? Nu e așa că e plictisitor să-ți începi viața mormăind, făcându-ți cafeaua în fiecare dimineață, dar te-ai binecuvântat pe Dumnezeu că poți să întinde mâna, că poți să... Am fost zilele trecute lovit la o mână. Este atât de frustrant să nu-ți poți folosi o mână, să lucrezi numai cu o singură mână. Este atât de frustrant să nu poți bate la computer pentru că în asta stă viața. Și atunci înveți să apreciezi normalitatea. Numai când treci printr-o vale în care nu mai poți să trăiești normalitatea la nivelul mediocru cel puțin, atunci înțelegi cât de mare este harul. Harul. Harul ce curge din Golgota. Și nu numai atât.
harul acesta care se manifestă în lucrurile minore. Când ai copil la bătrânețe, cum avem noi, ești foarte stresat. Toată sarcina am fost stresat. Când a născut Natalia în ziua aceea, am stat și m-am plimbat ca un tigru în cușcă pe hol și prima întrebare pe care i-am pus-o asistentei, am văzut-o cu copilul în brațe, și prima întrebare pe care i-am pus-o asistentei, știind cât de multe lucruri pot merge prost, având experiența pastorală și a celor din familie și știind câte malformații pot fi, știind cât de grea a fost sarcina și cât de toxică, știind că Noah a avut un geam în care a murit în pântec, știind toate lucrurile acestea, prima întrebare a fost: ei, normal? N-am vrut să facem testul pentru sindromul Down. E normal? Totul e în regulă? Și aia relaxată. Da, aveți un copil perfect. Și atunci mi-am spus încă o dată: nu merit un copil perfect. Știți ce merităm noi? În fiecare zi să ne plouă cu smoală, cu pucioasă și cu acid. Pentru că plata păcatului este moartea. Îți dai seama cât de binecuvântat ești. Și al cincilea lucru: dacă părtășia cu Dumnezeu nu ți-e atât de adâncă să înțelegi ce vrea de la tine în lumea asta, dacă la biserică nu-ți place și refuzi această comunitate în care îți poți trata plaga invidiei, dacă nici harul nu-l înțelegi și nici blândețea nu este opțiune pentru tine, dacă nu poți să încerci să metamorfozezi invidia ca o râmă din aceea care se poate transforma, ca o târătoare care se poate transforma în fluturile admirației, dacă toate astea nu merg, mai ai o singură opțiune. Porunca. Între cele 10 porunci, pe lângă ucidere și furt, Dumnezeu a lăsat o poruncă pentru invidioși. Nu pofti, nici, și intră în detalii, nici casa, nici măgarul, nici nevasta, nimic din ce este al aproapelui tău. Dar nu e mai bine să înțelegi harul? Nu e mai bine să urmezi blândețea? Nu e mai bine să înțelegi părtășia, comuniunea eclesială? Dar dacă nu se poate, ascultarea face mai mult decât jertfa. Concluzie. Aș vrea să mă îndrept la concluzii din nou cu exemplul apostolului Pavel. Rugăciunea cu mulțumire. Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Mi-este greu și mie să ascult. Să mă gândesc că este o poruncă, când mă uit împrejur și îmi doresc câte ceva. Și din nou simt că răsare firul acela al invidiei. Vă spun ce fac eu, ca urmare a poruncii. Odată în Vechiul Testament este porunca de a nu pofti, dar este completată cu alta în Noul Testament. Superbă, eliberatoare. Pentru creștini, bucuria este o poruncă. Nu este ceva care îți vine. Ți se poruncește să te bucuri, ți se poruncește să fii fericit. Iată ce spune apostolul: bucurați-vă întotdeauna, iarăși zic și întărește, bucurați-vă. Și în ce context vine această bucurie? Blândețea voastră să fie bârfită de toți. Toți vecinii din prejur să spună: Dumnezeu, nu înțelegem, ăsta e complet nebun. Putea să câștige în tribunal, putea să acapareze. N-a făcut-o. Cu pocăiții ăștia nu te înțelegi, sunt imprevizibili, Domnule. Blândețea voastră să fie bârfită de toți oamenii, să fie cunoscută de toți oamenii. De ce? Pentru că noi avem o perspectivă diferită. Maranata, adică Domnul nostru vine, Domnul este aproape și știu că vor arde cu troznet. Mi-aș dori o decapotabilă. Te rogi, Doamne, ce spune aici? Iată ce spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Deci, Doamne, o decapotabilă. Prin rugăciuni și cereri și vine cu... mulțumiri. Doamne, o decapotabilă. Vine răspuns în rugăciune. Și ce faci cu ea iarna? Doamne, mi-aș dori și eu o broscuță de aia din 1970. Volkswagen broscuță, de aia mașina mea preferată. Și îmi răspunde Dumnezeu: și știi mecanică? O poți face să meargă tot restul anului? Doamne, 300 de stupi. Știți, ciobănaș cu 300 de stupi. Mi-aș vrea și eu, uite cum au și așa o preocupare nobilă și frumoasă, și unchiul a avut și tata a avut. Revine răspunsul rugăciunea. Ai avut doi. Nu i-ai deschis în 2 ani de zile pe niciunul și au murit iarna. Doamne, aș vrea și eu o casă de vacanță, cum au ăștia la alții. Auzi, ai o bucățică de teren. N-ai fost la ea de ani de zile. S-au pus bălăriile pe acolo, nu mai are cine treci. Crezi că ai timp la cât ești de ocupat? Lasă-mă pe mine. Când vii cu rugăciuni,
Și nu considerați un lucru vulgar să vii să-i ceri Domnului: Doamne, copii, vreau o minge nouă. Vreau ceva. Acest exercițiu este atât de mult îți ușurează, pentru că te duci înainte, nu spunem noi Tatăl nostru care ești în ceruri, te duci înaintea tăticului din ceruri și vii și spui toate aceste lucruri și după aia Dumnezeu îți răspunde și spune mai departe: și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, uneori și priceperea ta, îți dai seama că te-ai relaxat și nu mai dorești lucrul acela, nu mai tânjești după lucrurile acelea, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile, sentimentele și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de primit, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Finalmente, dragii mei, invidia, până și psihologii laici, necunoscători de Dumnezeu, concluzionează în felul următor: invidia, și ne dezbărăm aici de orice concluzie teologică, invidia vine dintr-o igienă mentală proastă. Mai țineți minte desenele cu Tom și Jerry? Am în minte o scenă din Tom și Jerry în care Tom a căzut într-o apă și ia și să curățe, să freacă cu prosopul și își trece prosopul prin urechi și se curăță și prin urechi dintr-o parte în alta. Uneori cred că ar trebui să ne spălăm pe creier cum ne spălăm pe dinți. Periodic. Și o foarte bună spălare pe creier de invidie și grijă de plivirea buruienilor invidiei este să faci rugăciuni cu cereri împachetate în mulțumiri. La fiecare cerere și tânjire pe care o ai, la fiecare lucru pe care tragi cu ochiul acela și zici: aș vrea și eu, Doamne, din ăla. Nu s-o păstrez pentru tine. Aș vrea din ăla. Nu, aș vrea și eu, Doamne, din ăla. Mărturisesc, uite, că vreau chestia aia. Să mulțumești în contrapondere pentru ceva. De exemplu, să mulțumești că ai o digestie bună fiecare dimineață. Să mulțumești după ce mănânci. Să mulțumești că inima îți bate fără stimulator. Să mulțumești că și ești relativ sănătos mental. Cine este cu totul? Nu? Să mulțumești că ai copii în viață, deși unii dintre ei sunt un pic revoltați sau răzătiți. Să mulțumești că nu ai niciun dosar penal pe rol și că nu te vor colinda de acest Crăciun cei de la DNA, spre exemplu. Că ai un loc în care poți dormi noaptea asta și fiecare dintre noi va merge acasă și va avea ceva de pus pe masă. Să mulțumești că Dumnezeu vrea să-ți arate rolul în planul Lui. Că El vrea să te folosească. La un moment dat un prieten a venit și mi-a spus, era frustrat că e necăsătorit, s-a apropiat de 28 de ani și începea să se îngrijoreze: sunt foarte nemulțumit pe Dumnezeu. Mă abuzează. Mă folosește și nu îmi dă acest cadou al căsătoriei. Și l-am întrebat: auzi, îți poți imagina cum este să nu te mai folosească Dumnezeu după ce te-a folosit? Să nu mai fii în planul Lui și să știi cum a fost când ai fost în planul Lui. Dumnezeu te folosește, te abuzează, slavă Lui, ai o destinație unică. Dragii mei, dacă Nic Vujic și-a descoperit locul lui în planul lui Dumnezeu, fără mâini și fără picioare, cu siguranță este un loc și pentru tine. De ce să invidiezi pe alții locul și preajma alor celorlalți? O relație sănătoasă cu Dumnezeu, încrederea în suveranitatea sa, în planul său divin, în providența sa, în purtarea sa de grijă cotidiană, o relaxare și liniștire în perspectiva unei escatologii care promite înveșnicire alături de treime, ne păstrează mintea liniștită și duhul în pace. De asemenea, inima zdrobită în smerenie, mâinile împreunate a renunțare, obiectivele abandonate, cele vulgare. Toate acestea ne ajută să înțelegem că suntem pentru o altă lume, pentru un alt scop, cu o altă destinație, de pe o altă coborâți și ambasadori din partea unei alte paradigme, cea lui Dumnezeu, care trebuie să fie totul, totului tot pentru noi. Augustin spune, și uneori invidia și dorințele astea noastre de acumulare vin dintr-un gol lăuntric de forma lui Dumnezeu, cum spunea Pascal, mi se pare. Augustin spune, parafrazez: ne-ai creat pentru tine, cu dorința și tânjirea după tine, și nu vom fi niciodată mulțumiți și fericiți până nu te vom avea pe tine. De fapt, golul cel mai adânc pentru care vrei lucruri este golul de Dumnezeu. Ni s-a oferit Hristos de Crăciun și singura invidie pe care o poți avea este împotriva celor care l-au pe Hristos, pentru că au cel mai mare cadou, cel mai înalt lucru, cea mai înaltă persoană, cea mai mare avere
Neinvidiosul maximal, cel care a renunțat la totul, s-a coborât pentru noi și pentru noastră mântuire, ni s-a cadorisit nouă, merită să invidiezi pe cei care l-au pe Hristos, dacă nu l-ai. Iar dacă l-ai pe Hristos, cu adevărat, El este pacea noastră, El este bucuria noastră, El este împlinirea noastră. Uitați-vă ce facem noi. Ești prea preocupat să realizezi lucrurile care te vor face în mintea ta doar și în proiecțiile tare demn de invidie pentru alții. Mentalitate de manilist. Să moară dușmanii mei. Să vadă ăia că am realizat. Ești atât de preocupat să bați toți coclaurii lumii acestea ca să aduni, să aduni, să aduni. Să le faci copiilor, să le construiești betoanele și ei se uită la tine și zice, tati, am avut nevoie de tine. Ești atât de preocupat să realizezi lucrurile care te vor face demn de invidie pentru alții și nu te mai bucuri de lucrurile pe care le-ai invidiat deja în urmă cu ceva timp la alții. Sunt lângă tine încă, soția, copiii, bucură-te. Starea aceasta va trece. Bucură-te de ceilalți de lângă tine. Bucură-te de părinți. Starea aceasta va trece. Bucură-te de bunici. Starea aceasta va trece. Și la un moment dat vei fi singur ca acest pom, privindu-te în multiplicitatea oglinzilor amintirilor, tânjind după ce a fost. Și atunci mai ai o soluție. Tânjești după ce a fost, nu te întoarce nostalgic în trecut. Tânjește după ce va fi în veșnicie, unde comunitățile acestea se vor reuni, unde Biserica lui Hristos te cheamă și Duhul și Mireasa zic vino. Când ești prins în acest clește între Biserica veșniciei și Biserica de aici, mai poți să fii invidios pe cine? Pe frații și surorile care ți-au fost cadorisiți? Vă reamintesc cântarea pe care am amintit-o data trecută și care au scris-o cei din pușcării care au tânjit după frați și surori, fratele Niculiță Moldoveanu și Traian Dorz, care cântau despre ceilalți. Icoanele mele cu salbe de clin, voi, frați și surori, sunteți voi. Când ești împărtășia creștină între frați și surori, atunci încep să se ofilească invidiile, pentru că în fiecare se oglindește nu bradul, în fiecare se oglindește cerul lui Hristos și chipul lui Hristos. Mai bună comunitate de aici. Și ce să invidiez? Singurul lucru pe care îl mai pot invidia este că în fratele meu chipul lui Hristos se vede mai bine decât în mine. Mi-e ciudă de nu mai pot, că el este mai aproape de Hristos și poate spune mai bine și mai larg și mai liber, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Că El este o reflectare mai bună a bunătății, îndurării, perfecțiunii în caracter pe care a avut-o Hristos. De ce? Pentru că pentru asta trăiesc în lume. Cel care trăiește în lume trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos, ne spune Ioan. Fiți invidioși unii pe alții de acest Crăciun. Fiți invidioși doar că celălalt îl oglindește mai bine pe Domnul. Amin. We'll be right back.